Canotorii Clubului Sportiv Municipal Călăraș confirmă din nou performanțele înalte obținute. Clubul călărășan are 3 sportivi care se pregătesc la lotul național pentru Olimpiada de anul viitor. Dumitru Chirilă, directorul CSM Călăraș, a vorbit despre performanțele recente ale canotorilor, dar și despre competițiile la care aceștia vor lua startul în această vară. Tema de bază ar fi fost anunțarea unor noi rezultate excepționale, impresionante, al tuturor sportivii Clubului Sportiv Municipal Călăraș, după o muncă de foarte mulți ani de zile. După cum bine știți că am mai anunțat la ultimul campionat european de seniori, cu sportivi de 20 de ani, între cei mai tineri din Europa, ne-am confruntat cu cei mai buni sportivi din toate țările componente ale Europei. Și ne-am întors cu niște rezultate, așa cum v-am spus, grozave, remarcabile. Este vorba de medalia de aur obținută de Cașu Mădălina 20 de ani și o foarte valoroasă medalie de argint obținută de campioana mondială de junior, Airinca Adriana. Acest sportiv se află în pregătire, așa cum am amintit, de foarte mulți ani. Am reușit să asigurăm aproape toate condițiile necesare, am prestat o muncă de calitate și am fi dorit, după asemenea rezultate, pentru că totul se măsoară prin rezultate, nu prin fapte, nu prin vorbe, să ne putem bucura de aceste rezultate și să promovăm pe mai departe calendarul internațional la care dorim să participăm. În acest moment, CSM-ul Călăraș are 3 sportivi din lotul olimpic. Se află în pregătire pentru participarea la Jocurile Olimpice de anul viitor de la Tokyo din 2020. Următoarele competiții pentru care ne pregătim să participăm vor fi Cupa Mondială de la Rotterdam din 12-14 iulie, de seniori, Campionatul Mondial de Tineret Sarasota, Statele Unite, dacă reușim să facem bani, rost de bani. Așa cum am găsit și l-am rugat pe domnul antrenor Bănățeanu, domnul profesor Bănățeanu, să participe la Rio de Janeiro, și am luat o medalie de argint cu Chisaua, o să încercăm și acum să găsim niște bănuți și să o trimitem, pentru că are influență puternică asupra sportivilor și în mod sigur îi va ajuta în mobilizare pentru obținerea unor rezultate valoroase. Urmează Campionatul Mondial de Juniori de la Tokyo, unde avem 4 sportivi în pregătire. Care sunt acești sportivi, domnul profesor? Pentru că Cristina, Paraschiv, Gabriela, Burlacu Delia Elena și Sandu Cristian Ștefan. Da, mulțumesc. Campionatul Mondial de Seniori apoi, din 25 august de la Linz, Austria. Campionatul European de Tineret, până în 23 de ani, Ioanina, Grecia. Deci, aceste rezultate sunt poate de neînchipuit pentru călărașul nostru, pentru modul când am fost finanțați până acum. Pot să spun, n-am spus-o până acum, dar am fost discriminați. Sursele noastre de finanțare sunt de la, noi suntem instituție subordonată direct Ministerului Tineretului și Sportului. Ministerul ne finanțează atât cât poate în condițiile care sunt. Următoarele resurse sunt de la autoritățile locale. Cu această ocazie țin să mulțumesc foarte mult primăriei Călăraș, care în urma unei solicitări a noastră am depus și la cealaltă autoritate locală. Ne-a înțeles, cunoște sportivii, an de an am fost sprijiniți de dânsi și multe din rezultatele obținute sunt și datorite sprijinului în mod deosebit al primăriei. Da? Și prin finanțarea aprobată, la începutul lunii iunie am primit această aprobare, deci avem asigurată pregătirea până la sfârșitul anului și mulțumim foarte mult atât primăriei cât și consilierilor locale. Directorul CSM Călăraș a amintit și de rezultatele canotorilor clubului călărașan, care au urcat pe podium la toate categoriile la campionatele naționale. Avem rezultate, nici măcar nu le-am publicat, să știți, de la ultimul campionat național la canotaj. Da, și vă spun acum în premieră, am obținut medalii la fiecare categorie de vârstă. Și amintesc cu ocazia asta la Piatra Neamț, 2-3 martie, la senioare, locurile 1, Airinca Adriana Cașu Mădălina, am două campioane europene de senioare. La băieți, locul 2, Chioseaua Alexandru, care și el e triplu campion european. La juniori 1, cine? Cristi Sandu, da? Locul 3, tot, la seniori tot am. Și locul 3, Antonio. Locul 3, Antonio, da. Am și uitat de el. Ca să înțelegeți care este amploarea și calitatea muncii noastre.
Deci la juniore fete, druga Cristina cu Paraschiv Gabriela, amândouă medaliate atât la campionatele europene cât și la campionatele mondiale. Merge mai jos la junior 3, nu, junior 2, Valentin, locul 2, nu? Nu mai știu cum îl cheamă. Iar la junior, poftim? Nedelescu, da, îmi scapă. Și Bianca Iftenie la junior 3 și fete și Alex, nu mai știu cum cheamă, campion. Deci la, noi acoperim toate categoriile. În acest context, directorul CSM Călăraș spune că sportivii medaliați în competițiile internaționale primesc mult prea puțin bani, iar antrenorii lor au salarii mici. Deci bugetul nostru este doar de 300 de mii de lei pe anul ăsta, să știți. 300 de mii de lei, nu de miliarde. În perioada când am avut bani de la Consiliul Județean și de la primărie, bugetul nostru era de 1.900.000 de lei, dar am ținut toate secțiile sportive, inclusiv handbalul, care nu ne legăm de handbal. Sunt cheltuieli mult mai mari, acum doar pe handbal. Deci asta e că noi nu putem fi suspectați că ne-am bătut joc de bani sau că nu suntem eficienți. Randamentul nostru chiar este maxim. Este maxim. Spunea domnul director că aveți trei surse de finanțare. Ministerul, Consiliul Conform legii, da. Și primăria. Și primăria. Cine contează fiecare instituție în parte? Păi sunt contractele făcute, dacă vi le pun la dispoziție, sunt trecute în natură de cheltuieli, o să vă citesc după unul. Deci necesarul nostru, anul trecut a fost de 1.500.000 de lei pentru activitate sportivă. Da? Am făcut cerere la Consiliu 1.500.000 de lei. Adică 15 miliarde. Am primit aprobare deocamdată pentru 300.000 de lei. Deci vreau să vă spun că 100.000 de lei ne costă doar masa sportivilor și vreo 100 și vreo ceva de mii ne costă contractele de pregătire ale sportivilor. Avem 7 copii cu medalii la campionate europene și mondiale și avem și 3 campioni balcani și mulți albici așa. Cei care îndemnesc 18 ani au dreptul legal, avem dreptul legal să facem contract de pregătire și peste 100.000 de lei se duc nu numai pentru aceste cheltuieli. Și nouă ne rămân foarte puțin bani, dar ne mai descurcăm cu fermier, cu... Deocamdată Consiliul Județean n-a putut să ne financeze și să nimic măcar ne-a răspuns la solicitarea noastră. Mulțumim cu atât primăriei că ne-a răspuns și ne sprijină și cei care sunt în pregătire cu rezultate excepționale vor fi susținuți în pregătire și toate nevoile lor vor fi asigurate de către primăria Călăraș. Spuneți că domnule colegul vă poți ai întrebare că s-au fi la mijloc? Vreau și întrebarea altceva. Spuneați mai devreme că primăria va ajută. Care e baza legală? Legea Educației Fizice și Sportul. Okay. Articolul 18, indice 1. Din legea 69? Din legea 69. Cu ce sumă a asigurat domnule director primăria, să spunem, în 5 ani, finanțarea grupului vis-a-vis de Consiliul Județean, care a finanțat unei 1,5 milioane euro în ultimii 5 ani? Doamne, vă rog să citiți Consiliul de 5 o dată. Deci, ultimii 5 ani. Haideți să vedem. 2018, 17, 16, 15, răspundem în părând, 14. Deci eu iau 2014, 700.000 de lei. 700.000 de lei. Da? Nu 15 miliarde. 2015, Consiliul Județean. 2015, Consiliul Județean, 250 de mii de lei. 2016, 400 de mii. 2017, 300 de mii. 2018, 190 de mii. Acestea sunt sumele. Și primăria? Și primăria un pic mai mult. Primăria ne-a făcut... Păi uitați, 300 de mii de lei anul trecut primăria și 1.960 de mii în Consiliul Județean. Și 250 de mii, am avut doar 50 de mii de la minister pentru canotaj, în care v-am cheltuit vreo 3 miliarde la canotaj. La un necesar de vreo, cât, de vreo 5 miliarde, 4 miliarde de jumătate mai necesar. Fără primă. A spus mai devreme de legea 69, din momentul ăsta primăria o să plătea bani. Câți da. Bani vă dă și dacă anul trecut sau acum 2 ani de zile, finanțarea se făcea tot în baza legii 69. Asta întotdeauna s-a făcut în baza legii 69. Și cât bani o să vă dea în momentul de față? Deci sunteți așa de mulțumit de primărie că o să vă scoate din memorie. Fără banii aceștia să știți că nu putem continua. Poate frumos, spuneți-mi cât vă dă de bafoniți. Nici nu știm. Deci mi s-a spus că ni s-a aprobat solicitarea de finanțare. Păi și așa... Deci noi am cerut mai multe chestii acestea. Ce deci, e programul de mare performanță, da? Vreo 100 și vreo 50 de mii de lei, nu? 220, nu știu exact. Da? Nu știu dacă ne dau toate, dar mi s-a garantat că cel puțin pentru cei mai buni sportivi, deci v-am spus, Aelinca îi vor avea asigurate condițiile de pregătire. Deci până la Jocurile Olimpice. Deci, atât am solicitat. Așa am solicitat noi. Atât am solicitat noi. Adică 2 miliarde 200. Exact. Da.
Iar de la Consiliul Județean am solicitat 500, chiar am aici. Consiliul Județean. De când e asta? E din 2017. Am crezut că am dat nu. Am cerut vreo 500-600 de mii de lei. Deocamdată n-am primit răspuns. Dar când a solicitat? Când am solicitat, ori în decembrie anul trecut, ori la începutul anului. Cu mult înainte de aprobarea bugetului. Oricum, bugetul a fost aprobat la începutul martie, parcă, nu? Sau în aprilie, nu mai știu. Numai noi știm, spunea, ne-a fost foarte greu, să știți. Ne-a fost foarte greu, dar sportivii ăștia mari, nu are să nu înțeles. Aveam probleme cu ăștia micuții, pentru că eu obișnuisem. Puțin copii mai din la sport. Deci, noi trebuie să recunoaștem, cel puțin în prima fază, când copiii nu știu ce ia mișcare, sănătate, sport, dar pentru că ei stau pe tabletă și nu se mișcă, da? Îi atrăgeam, mai ales și cei din familii sărace cu mulți copii, cu câte ciocolățică. Această ciocolățică însemna indemnizație de antrenament de copil. Se ducea la 99 lei, s-a mărit la 12 lei. N-am mai dat-o anul acesta, că n-am mai avut bani. Cu banii de la primărie o să cumpărați numai ciocolățica asta? Nu, cu banii de la primărie, în primul rând, vom plăti contractele de activitate sportivă și au liniștea știință. Un fel de salarii. Un fel de salarii, ele se numesc așa, da. Pentru că am avut o întârziere, am trecut de câte luni? 4 luni. De 4 luni. Au strâns din timp și au mers mai departe. Nu sunt aici, avem contracte de activitate sportivă conform legii. Dacă intrați pe legislație, găsiți. Este matricea, noi doar completăm acolo. Ei sunt asimilații... Ca un fel de persoană fizică autorizată. Ceva de genul ăsta. Deci asta e legislația care este făcută. Deci dacă n-ar fi banii de la primărie, oamenii ăștia nu și-ar lua urmaia. Nu? Păi dar n-avem de unde. De la minister au venit, ministerul ne va da la rectificare. Încearcă să ne înțeleagă, dar este pe an preolimpic și majoritatea banilor se duc la federație. Deci noi am fost cu domnul Andi la început de an, nu vi l-am prezentat, domnul Andi noi, ne reprezintă dânsul în fața ministrului. Deci am prezentat toate rezultatele noastre, domnul ministru a fost uimit, da? Bineînțeles că ne-a felicitat, ne-a explicat care este situația și i s-a promis că vom beneficia de sprijinul dânsului. Dar câtă vreme n-a fost bugetul aprobat, noi nu am putut primi decât a 12-a parte din cât se aloca în fiecare lună, pe bugetul vechi. Problema a fost că s-a aplicat legea 153 și nouă ni s-au mărit salariile de la 1400 de lei până la 2300 de lei câte nouă. Cam așa ceva. Și această mărire, da, această mărire s-a făcut tot din bugetul anul trecut și n-au mai rămas bani. Ne-am chinuit rău de tot, la piatră, până la finală, peste tot am fost mai bărbat. Deci, sportiv, așa, cu performanții, cam ce venit are domnul de lei? În jur de 2000 de lei. Deci, 2000 de lei, un medaliat net. Și eu, olimpic, încă n-am participat la olimpiade, că sunt foarte tine, sperăm anul viitor. Au decât 20 de ani. Ei sunt în lotul olimpic, sunt campioni europeni de seniori. Deci, la vârsta asta, deja sunt campioni europeni. Deși nu i-am forțat, că vă povestesc de Ailinca și Adriana, noi aveam campioane europene pe Cașu Mădălina și pe Lidia Roma. Numai că erau sportivi aici la noi la Călăraș, Ailinca și Adriana, mai mică cu 2 ani de zile, care le băteau pe astea două. Era și ea în lot. Așa, și am vrut în primul rând, după rezultat, să o trimitem pe ea la europene. Și a venit doamna Lip, Lipă special, și ne-a rugat, vă rog frumos, avem strategia noastră, nu mai insistați. Lăsați-le pe celelalte două fete, că știm că sunt foarte bune, sunt mai slăbuțe decât Ailinca. O duce la Barcaniadă pe Ailinca, avea 16 ani, nu știu, sau 15 ani. Și generatul era până la 18 ani. Am înțeles, am acceptat, am avut încredere în doamna Lipă, n-a fost la europene, dar a fost la Barcaniadă și a luat două medalii de aur până la 18 ani. Și avem în acest lucru 11 medalii, am luat la europene și la mondiale, am trecut rezultate. Vă rog. Vreau să plec aici ca să înțeleg. Vă rog. Dacă aveți aceste rezultate spectaculoase, da. De ce ministerul nu se implică în susținerea performanței înalte? Pentru că până la urmă, tinerii aceștia au avut medalii pentru Călăraș, pentru CSM Călăraș, dar și pentru România. Aveți perfect dreptate. Problemele astea, nu crezi că nu sunt cunoscute în minister? Adică aici trebuie discutat. Sportivii de înaltă performanță, antrenorii de înaltă performanță, adică despre ce vorbim? De salariile nu sunt făcute de ministru, salariile sunt făcute la nivel național, nici eu nu le fac și nu le dau eu. Păi, într-adevăr, sunt micuțe. E vorba despre performanță, că poate anul următor, bine, nu e cazul aici, dar poate anul... Până acum 2 ani, eu, Cirilă Dumitru, care lucrez de viață în sport, da, și am toate studiile făcute la zi și cărți publicate cu doctorat, salariul meu era de 1440 de lei. Ca să știți, salariul meu.
Am angajat sportivi la unele ramuri de sport, de la box, am avut pe Șchiocu, pe Ceparu, pe 5 sportivi, cu 2200 de lei. Da. Și mi-a părut bine că pot să-i angajez și plătesc mai bine decât mine. Domnule, da. Da. De permiteți-i, vă rog, domnule, să încerce să formuleze. Vă răspund la întrebarea. Vă rog. Andi Noghe, numele meu, președintele Sindicatului Național Sport și Tineret. Nu sunt reprezentantul Ministerului. Cu atât mai mult. E trist că venim într-o astfel de zi nemaipomenită. Venisem să ne bucurăm împreună de rezultatele CSM Călăraș și aflăm că, deși au asemenea performanțe deosebite, deși obțin lucruri nemaipomenite, întâmpină astfel de greutăți, astfel de mizerii. Da, Ministerul trebuie să-și asume, trebuie să facă mai mult pentru CSM Călăraș. Prima audiență din acest an la Ministrul Tineretului și Sportului am avut-o împreună. Am fost cu conducerea CSM Călăraș la domnul ministru. I-am arătat împreună o serie de probleme și pe linie sportivă și pe linia salarizării. Acolo unde ne doare și ca sindicat. Vom reveni asupra cererii noastre. Sperăm, cerem, solicităm ca la rectificare să revină Ministerul să analizeze concret ce rezultate sunt aici și ce nevoi sunt aici și să-și facă într-adevăr datoria de Minister față de subordonata sa CSM Călărași. Mulțumesc!